Salutare! Există două mari teorii legate de evoluția sau mai degrabă apariția omului pe pământ. Teoria evoluționistă afirmă că omul s-a dezvoltat și a evoluat din maimuțe, însă, asemenea teoriei cu Adam și Eva, aceasta nu poate fi demonstrată pe de-a întregul. Există totuși mici semne conform cărora omul modern, omul de astăzi, reprezintă o versiune mai îmbunătățită a omului de acum mii de ani și astăzi vedem de ce. Recent am avut probleme cu dantura în ceea ce privește măselele de minte din partea inferioară a cavității bucale. Chiar dacă este firesc că atunci când îți iese o măsea să simți durere și presiune pe gingie, am mers din curiozitate și am făcut un control la stomatolog, în urma căruia am aflat niște vești mai puțin plăcute. Gingia mea efectiv nu este de așa natură încât să permită creșterea fără probleme a măselelor de minte, nefiind suficient de elastică și neavând suficient loc. Asta m-a făcut să mă întreb, de ce îmi creez niște măsele pe care eu nu ar trebui să le am din start, din moment ce structura cavității mele bucale nu le acceptă cu ușurință? Ei bine, asta nu mai depinde de mine, pentru că pe locul 5 se află măselele de minte, mai exact molarii utilizați de omul inevoluat la masticația plantelor, ce trebuiau consumate în cantități mari pentru acumularea nutrienților necesari. Pe vremea respectivă, organismul uman nu putea digera cu atâta ușurință celuloza, însă odată cu schimbarea alimentației, mandibula noastră s-a micșorat și ca rezultat apar astfel de probleme pe care le întâmpin și eu. În ciuda acestui fapt, există persoane căror măsele de minte nu cresc niciodată, tocmai ca rezultat al evoluției. Pe locul 4 se află cea de-a treia ploapă. Dacă aveți ca animal de companie o pisică, probabil ați observat că atunci când clipește, o a treia membrană acoperă pupila din lateral. Acea membrană se întâlnește mai des la pești, reptile și păsări, însă mai puțin la mamifere. Dacă nu ai sesizat asta până acum, nici nu ai nevoie de o pisică, pentru că poți observa semnele miilor de ani de evoluție chiar pe tine. Dacă în secunda asta privești în oglindă, poți vedea în colțul ochiului acea porțiune mică roz. Ei bine, aceea este a treia ploapă nefuncțională la om, însă existența ei este dovada clară a evoluției. Singura primată care în prezent are cea de-a treia ploapă funcțională este Calabar aguantibo și se întâlnește în Africa de Vest. Pe locul 3 se află tuberculul lui Darwin sau punctul creasta lui Darwin și se întâlnește la peste 10% din populație. Aceasta este o mică ridicătură la nivelul urechii externe, o reminiscență a rudelor noastre primate. Charles Darwin este cel care a observat acest lucru descriind asemănarea în detaliu în cartea The Descent of Man din 1879. El a dovedit folosindu-se de acest fapt că omul, până la urmă, împarte aceeași strămoși cu primatele cu urechi ascuțite. Darwin l-a numit vârful ulnerian, după sculptorul Thomas Woolner. După cum arată anumit subiect, prezența ridicăturii poate fi și asimetrică în funcție de individ. Asemenea locului 3, coccisul este rămășița a ceea ce a fost odată o coadă. Însă cu încăsăratul în copaci nu mai este necesar și coada a dispărut în timp. Coccisului îi sunt atribuite totuși și alte roluri, cum ar fi susținerea anumitor grupe musculare și pentru susținerea oaselor în sine când executăm acțiuni precum statul pe scaun. Pe locul întâi avem apendicele. Neavând nici chiar în ziua de astăzi un rol bine definit, acestea sunt și ele organe care, conform lui Darwin, ar fi putut avea rol în trecut la procesarea celulozei din dieta și alimentația bazată pe frunze. Tocmai neavând un rol efectiv, acest organ poate fi scos cu ușurință din organism, neinfluențând bunul mers al acestuia. Spre deosebire de alte părți ale corpului ce au ajuns la dispariție din cauza neutilizării frecvente, apendicele par a-și menține poziția fără urmă de modificare. Cam acesta a fost topul de astăzi. Ar mai fi trebuit să menționez pielea de găină ca fiind al șaselea semn, însă am făcut un videoclip integral unde am explicat ce reprezintă fenomenul, cu ce ne ajută sau cu ce ne-a ajutat în trecut. Vă sfătuiesc să aruncați un ochi peste acesta, să dați un share dacă v-a plăcut și dacă doriți să mă susțineți personal, puteți dona la linkul din descriere. Mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare!